Salut, Scorpioni! Voi face citirea pentru săptămâna 2 ianuarie, 8 ianuarie 2023. Prima săptămână din anul 2023. Vă urez la mulți ani, sănătate, împliniri în noul an, tot ce vă doriți voi. Este o săptămână cu o lună plină în rac, o lună plină care va fi discutată și veți primi citirea tarotului ermetic și a runelor pentru această lună plină. Și acum să vedem în această săptămână cum veți călca, nu primii pași, în acest an, o regină de băte. Pentru voi, influența este din partea unei regine de băte. O femeie energică, hotărâtă. Cu ascendent, zodie sau luna plină în leu, o femeie care pentru un bărbat poate să fie o protecție, pentru o femeie poate să fie o rivalitate. Este o femeie care îmi zice că luptă pentru dreptate, pentru adevăr, dar este o luptătoare. O femeie care nu acceptă să zicem, să piardă. Ea întotdeauna trebuie să câștige. Haideți să vedem. Pentru voi, două arcane majore. Am putea spune că voi sunteți cumva dezorientați. Drumul vostru prin viață nu este deloc ușor. Trebuie să treceți neapărat printre cele două turnuri să vă urmați acest drum, luna. Sunteți și scorpion, și pentru voi luna este destul de importantă. Dar am putea spune că acest drum este păzit de un câine și un lup. De persoane rău intenționate care vă mint, vă lingușesc, vă bârfesc. Unii sunt nepăsători, așa cum este racul. Deci, este un moment în care voi trebuie. Dacă trebuie să urmați acest drum, cel puțin încercați să observați și să acționați în consecință. În ceea ce privește fericirea voastră, este nebunul, este șansa. Șansa pe care vă doriți pentru a fi fericiți. Poate că unii vă doriți o reuște financiară, să aveți noroc, unii vă doriți o iubire, Alții vă doriți să vă împliniți un hobby în această săptămână sau să vă ocupați de o creativitate, poate de educația unui copil, dar cert este că ceilalți vă consideră nepregătiți pentru ceea ce vreți voi să faceți și nu vă ajută nimeni. Vă considera aventurier, nonconformist, rebel chiar. Voi uh, riscați, începeți acest. Uh, ce vreți voi să faceți pentru a fi fericiți? Șansa pe care vă doriți, dar mare atenție, fiindcă sunteți cu ochii la cer, vă gândiți numai la divinitate, la bunăvoința cerului. Lăsați ce este pământean, deoparte, nu priviți în jos, nu vreți să vedeți. Și aveți o prăpastie în față, deci aveți acest risc de stagnare, de blocaj, care poate să apară tocmai din cauza neatenției voastre. Vă gândiți că faceți totul cu inimă curată, și Dumnezeu nu poate să vă pedepsească, și nu vă gândiți la niciun fel de blocaj. Vă gândiți numai la decizia luată de Dumnezeu, atât de Divinitate, nu și de ceilalți din jur. Este bine să fiți atenți ce vreți să faceți. În ceea ce privește cunoașterea, S-ar părea că veți cunoaște o femeie, o regină de cupe, o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în rac. O femeie care vine și vă arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul. Poate o cunoașteți la un curs sau într-o călătorie sau studiați împreună. Este o femeie schimbătoare. Aici poate să reprezinte și cunoașterea spirituală pe care vă doriți. Să vedem mai departe. Of, resursele trec printr-o etapă destul de grea. Este un viciu aici legat de resursele voastre. Fie că aveți niște vicii la locul de muncă, sunt poate niște greșeli, poate nu dați atenție la ceva și lucrați cumva superficial, greșind, dar ajungeți să cădeți în viciu, ajungeți în puterea acestui diavol, care poate să fie o persoană cu ascendentul zodia un bărbat în Capricorn, dar este o persoană care vrea să vă aibă în putere. Își dorește să vă aibă bunurile voastre create de voi în puterea lui. El să decidă tot ce se întâmplă legat de voi. Trebuie să fiți foarte atenți legat de acest diavol și legat de bunurile voastre. Poate să reprezinte și riscurile, imprudențele pe care vi le asumați în dorința de a câștiga. Fiindcă și această dorință, dacă este prea mare legată de bani și ne legăm prea mult de bani, atunci putem ajunge uh, nu, sub influența diavolului. La locul de muncă, poate că nu vă este ușor, dar totuși aveți familie alături de voi. Poate că aveți o, familie, o afacere de familie. Sau familia vă ajută. Știe că treceți prin momente grele și încearcă să vă ajute. Deci este un aspect benefic. În ceea ce privește cariera voastră, vă dați seama că este momentul să schimbați ceva. Să aduceți o schimbare în cariera voastră, astfel încât totul să vă dea o stare de bine. Uh, în menirea voastră să fie liniște, calm, să vă îndreptați spre ape liniștite, să fie totul stăpânit de armonie, de înțelegere, de calm. Comunicarea, contractele, relațiile. În comunicare, voi aveți speranțe. Comunicarea cu frați, surori, vedeți, este vărsătorul. Este acel aspect care arată o contopire cu natura, cu mediul, cu ceea ce îl înconjoară. Vărsătorul, speranța, speranța voastră de a vă proteja calea, speranța voastră de a ajunge acolo unde vă doriți, speranța voastră de a. Privi spre soarele dreptății pentru a primi știința adevărului. Deci este o speranță, sunteți plini de speranță în această comunicare a voastră. În schimb, legat de un contract, de o asociere, de un proces, de o căsătorie, voi considerați că puteți să comunicați foarte bine la distanță. Folosind sursele de comunicare care sunt acum, nu sunt prea multe probleme, poate să apară ceva întârzieri, dar vă descurcați, aveți o comunicare bună. În ceea ce privește relațiile cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale, în aceste relații, voi aveți mentorul de partea voastră. Marele preot, papa, arată mentorul care vă învață că trebuie să treceți totul prin conștiința voastră, că nu este bine să judecați pe ceilalți fără să vă puneți în locul lor, fără să analizați foarte bine situația. Și voi asta veți face. Veți încerca să-l mulțumiți pe acest mentor. Familia. Schimbarea, transformarea. Și. sacrificiu. Aveți aici. Zece de spade. Este un aspect care arată situații dificile? Am putea spune, poate fi vorba de o problemă de sănătate în familie, a unui părinte, a partenerului de viață, a unei persoane apropiate sau poate chiar datorii, probleme. Cert este că nu vă simțiți deloc confortabil sunteți doborât efectiv de câte probleme aveți de rezolvat în această săptămână legate de familie, de cămin. Deci, este o arcană care vă atenționează că nu va fi o săptămână ușoară în acest domeniu de viață sau poate să fie o problemă din trecut care vine acum și vă influențează. Poate fi și o problemă de sănătate. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, aveți aici împăratul. Împăratul este autoritar, este un părinte, este un bărbat cu ascendent zodie în berbec un bărbat energic, hotărât, care poate să vină să vă dea niște idei, niște sfaturi, să vă îndrume, astfel încât să vă rezolvați o situație dificilă sau poate fi vorba de o autoritate de stat care schimbă ceva. Poate fi vorba de o, niște datorii de o situație în care vi se comunică acum că eu știu se schimbă de datorii sau ceva de genul ăsta. Deci, este un moment în care cineva vă transmite ceva, dar este și o autoritate, adică este ceva autoritar, ceva care nu puteți schimba. Și sacrificiul vostru este pajul de spade. O femeie implicată în viața voastră care va duce inspecții, verificări, controle, Poate să fie și legată de minciuni, adică de înscrisuri falsificate. O femeie care are un aspect ascendent, zodie, lună plină, o femeie tânără, pe o zodie de aer. Deci aici trebuie să fiți atenți, este sacrificiul vostru aici. Nu va fi ușor. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc la mulți ani, sănătate și noi, reușite în acest an tot ce vă doriți voi. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.